Salutare, dragii mei berbeți, și bine v-am găsit la Zodiacul lunii octombrie. Iată, ne întâlnim deja pentru luna octombrie. Timpul trece extraordinar de repede. Afara este o zi minunată, de, de toamnă așa, o zi ploioasă, însă mie îmi place foarte mult pentru că mă ajută extrem de mult să mă conectez cu cărțile de tarot. Dragii mei, această citire este pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Bineînțeles că puteți să vă uitați și voi, cei care poate nu sunteți în acest semn zodiacal, dar doriți să aflați amănunte legate de berbec. Este o lună interesantă ca toate celelalte și din punct de vedere astrologic, însă din punct de vedere numerologic vorbim despre închidere aici, da? contabilitate închisă clar și sunt tare curios să vedem care sunt mesajele pentru voi. Nu uitați că dacă doriți să vizionați bonusul uh, zodiei voastre, uh, puteți să vă alăturați canalului meu de membri, Amus Private Initiato sau Verum Demoniorum, linkurile toate, atât ale rețelor mele de socializare, cât și linkul unde te poți alătura, uh, le găsește aici jos, în descrierea fiecărui clip. Da? Vreau să fiți foarte atenți cu privire la mesajele, mail-urile care umblă în online în ultima perioadă legate de donații, de nu știu ce este acolo, nici nu mă interesează, pentru că nu sunt eu. Am spus-o de foarte multe am primit mesaje de la voi și prin screen cu acele comentarii, nu sunt ale mele, nu mi-aparțin, pentru că eu nu fac așa ceva. Repet, Singurele linkuri unde mă puteți găsi oficial sunt linkurile pe care întotdeauna le veți vedea în descrierea clipurilor mele. Atât. Nu trimit cele de prietenie, nu cer bani, nu scriu comentarii de donații, shalom, shalal, la 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 la. Deci nu există așa ceva. Da? Fiți foarte atenți, vă rog. Și fiți foarte atenți la ID-ul după care se trimit aceste mesaje sau mail-uri. Ok. Hai să vedem. Pentru cei din semnul Berbecului, mesaje importante pentru luna octombrie. Ok, uite că deja avem aici o carte grounding bun berbecul începe să răsară și să răspundă chemării sale. Este cel mai bun moment pentru tine, dragul meu berbec, când a face acele schimbări pe care ți le-ai dorit de foarte mult timp să le faci, însă nu ai avut uh, ocazia, nu ai fost acolo prezent pentru tine, ai fost mai mult pentru alte situații sau pentru alte persoane. Uh, universul te anunță că acum vine practic acest uh, această etapă, mai bine spus, a creșterii tare personale și se vor întâmpla chiar și uh, modificări de ordin fizic aici la Berbec, pentru că se apucă poate de sport sau își schimba alimentația sau uh, reia practic niște activități pe care nu le-a mai avut de ceva timp. Prima carte, Answering the Call. Răspunde chemării. The time is now. The time is now, adică este momentul să intri pe această ușă. Da? această ușă nouă care îți va deschide practic un drum frumos, un drum nou. Deci mai avem acolo, într-o grădină frumoasă, da? te îmbraci foarte frumos, un eveniment mi se transmite că vei avea în luna octombrie, vei participa la ziua de naștere a cuiva sau, nu știu, vei fi invitat la un eveniment. Momentul este acum. Să răspunzi acestei chemări. Această chemare mai poate avea legătură și cu o foarte mare schimbare pe care tu vrei să o faci. Asta înseamnă să te hotărăști, să te gândești și să te hotărăști cu privire la locația în care tu vrei să rămâi. Adică vrei să mai rămâi în nu știu, în țara respectivă, în orașul respectiv sau chiar simți nevoia unei schimbări reale și nevoia unei stabilități în viața ta. Celelalte două cărți, Voyage of the Heart, Călătoria Inimii, Love Flows Through You and To You, Dragostea Curge Pentru Tine și Prin Tine, o călătorie foarte frumoasă a inimii, putem vorbi despre sentimente frumoase, sentimente bune, sentimente stabile, asta după o perioadă de singurătate și grounding, iată, Uh, go deep, explore your roots. Mergi foarte adânc și explorează-ți rădăcinile, grounding. Da? Asta înseamnă că nu mai vezi totul chiar atât de visător. ci se pare că ai avut niște experiențe care te-au maturizat în ultima perioadă și care uh, te-au făcut să te gândești foarte bine la nu știu, cercul tău de prieteni, la viața ta socială. La ce înseamnă pentru tine să fii bine, să fii liniștit? Ești mult mai rațional și asta îmi place. Mi se pare că nu mai ești nici atât de impulsiv. Adică s-au schimbat niște lucruri, știi, în, în temperamentul tău. Iată, odată cu lecțiile pe care le-ai primit, odată cu despărțirile de care ai avut parte, odată cu oboseala pe care cu siguranță ai avut-o în lunile precedente, mai exact în lunile de vară, a fost destul de pronunțată această oboseală la tine, iată că vine și această răsărire până la urmă. Hai să vedem ce spun și zarurile magice, pentru că de aici îți voi extrage și numărul tău spiritual. Magia pentru berbec. Bun. Oh, ce avem noi aici? Fecioara. Octombrie, sănătate. Însă, îl avem aici și pe Pluto. Da. Iar numărul tău spiritual este numărul 1. Cred că unul este na da? 1. Numărul 1. Bun. Dragul meu berbec, începând cu luna octombrie, aici sunt două posibilități. Bineînțeles, voi știți că întotdeauna încerc să acopăr o paletă cât mai largă a mesajelor, astfel încât mulți dintre voi să vă puteți regăsi totuși în ele, atât cât mi se permite să o fac. La mână, mi se pare că dai dovadă de o foarte mare putere și independență, începând chiar cu data de 1 octombrie. Ceva se schimbă acolo în, în energia ta, da? Faptul că ai Pluto și semnul fecioarei, eu cred că pentru unii dintre voi putem să vorbim despre o intervenție chirurgicală sau putem să vorbim despre un tratament sau o stare de sănătate schimbătoare. Nu spun că este ceva grav aici, ci pur și simplu spun faptul că s-ar putea ca unii dintre voi în luna octombrie să primească de exemplu un diagnostic, um, să urmeze un tratament sau chiar să aibă parte de ceva probleme de sănătate. Pe cealaltă parte, vorbim despre oamenii care au trecut anul acesta, într-adevăr prin niște um, um, probleme de sănătate care cumva au echilibrat, nu sunt vindecate în totalitate, s-ar putea ca unii dintre voi să vă fi confruntat cu reapariții ale acestor boli, dar asta înseamnă că berbecul încă din luna septembrie a început să aibă mult mai multă grijă de sănătatea lui. Deci aici se întâmplă transformări, transformări fizice, alimentare, ai mult mai multă grijă de tine, de cum arăți și așa mai departe. În mare parte este o energie destul de puternică, faptul că l ai și pe Pluto și ai și fecioara aici, pentru că arată sistemul digestiv, arată sistemul imunitar. Um, o, o altă organizare pentru tine. Da, poate să aducă și chestia asta, da? O contabilitate destul de serioasă a tot ceea ce tu ai trăit până acum și a faptului că ai nevoie într-adevăr de mai mult și ai nevoie cumva să te detașezi de tot ce înseamnă toxic. Fecioara este un semn zodiacal care arată toxicitatea din organism, de exemplu, da? Uh, nu este asimilată cu toxicul, da, să nu ne înțelegem, dar are corespondențe cu tot ce înseamnă toxic. Fie că este energetic, fie că este fizic. Așa că o să te rog să ai grijă în luna octombrie de, de tine. Am aici The Giant Rider Weight. ia uite. Și pentru că nu pot să-l amestec normal, voi amesteca cărțile în felul acesta. Mesaje importante pentru cei din semnul berbecului. Hai să vedem prima carte în poziția ta. 7 de cupe. Mai cât m-am amăgit. Cât m-am amăgit eu și cât am tras de mine pentru ce. Iar 7. Wow, 7 de monede de data aceasta. Bun. Hai, dacă e tot 7 acum. Uite, asta e cartea și pajul de băte. Bun. Da. Tranziția, și așa cum îți spuneam, cred dragul meu Berbec că a fost nevoie de multe etape ca tu să ajungi la această înțelepciune și la această stare. Și de ce spun asta? Pentru că la baza pachetului ai arcana majoră Eremitul, călugărul, da. Vorbim despre energie singuratică. Este o energie a solitarului în acest moment și asta înseamnă că asta este de fapt energia care ți-e îți face cel mai bine, cel puțin în momentul ăsta. Vrei să fii singur, um, lucrurile pe care le faci, chiar dacă ai familie, chiar dacă ești implicat acolo, parcă ai momentele alea când te închizi în camera ta, când intri în lumea ta, da? ești mult mai conectat cu tine. Eremitul arată iarăși zona asta a spiritualității. Și a maturității spirituale, totodată. Deci, mi este foarte clar că tu ai pășit către o nouă etapă din punctul ăsta de vedere. Ai trecut un prag aici, da? Deși te-ai aflat în întuneric, deși n-ai știut cum o să te descurci, deși poate nimeni nu te-a întrebat până la urmă: Băi, tu mai poți, adică sau mai ai, sau ești ok, sau așa mai departe. E, exact evenimentele alea pe tine te-au făcut să înțelegi cât de importantă este de fapt viața ta, cât de important ești tu și că tu ești singurul prieten sau singurul dușman din viața ta. Da? Apoi, așa cum ți-am spus, avem acest șapte de cupe și acest șapte de monede, vise pe care tu le-ai avut. La visuri pe care le-ai avut, ai crezut în ceva foarte mult, fie că a fost într-o relație, fie că a fost într-un anturaj. Um, și nu numai că ai crezut întotdeauna în lucrurile astea și ai încercat să fii tu inițiatorul, să fii tu cel care face lucrurile, ci ai și investit bani. Acum, berbecul se află într-o postură în care își dă seama de fapt că a cheltuit foarte mulți bani, într-adevăr pe niște plăceri de ale lui, pe niște dorințe de ale lui, dar care în momentul de față nu mai satisfac. Acum Berbecu realizează că de fapt tot ceea ce el a făcut, a făcut ca să umple de fapt un gol sufletesc. Și ce să vezi, după atâția bani cheltuiți, după atâția bani dați, golul tot nu este umplut. Și de aceea berbecul se duce către eremit de data asta. Adică înțelege de fapt că acolo este o chestiune de ordin spiritual, pe care va trebui să o găsească și să găsească piesa lipsă din zona asta spirituală, din credință, din Dumnezeu, da, o chestie pe care, îl, care poate să i aducă practic această completare. Deci șapte de cupe și șapte de monede. Asta este uh, ceea ce eu am făcut am investit în lucrurile alea, uh, însă uite, cu ce m-am ales. Cu ce m-am ales? Am dat bani, am ajutat, am făcut. Nu m-am ales cu nimic. Adică am crezut că, într-adevăr, uh, va fi într-un fel, dar nu a fost așa. Berbecul pur și simplu se îndreaptă către o zonă mult mai sigură pentru el. Își înțelege mult mai bine. Uh, Metoda după care funcționează, și resursele pe care le are de acum înainte, din punct de vedere financiar, va încerca cel puțin să le investească mult mai bine pentru el. S-ar putea ca unii dintre voi să vă gândiți până la sfârșitul anului chiar să investiți într-un loc al vostru, într-o casă, într-un ceva, poate chiar într-un teren. Asta după ce. Um, cumva îți vei da seama că nu neapărat ai banii suficienți, dar vrei să știi cam cât mai trebuie să strângi, pentru că de data asta vei strânge. Adică e ca o, o iluzie, așa, ai crezut că dacă faci lucrul ăla nu o să te mai simți așa. Ai crezut că dacă ai oamenii aia pe lângă tine, mai ales în acele momente, poate o să ieși din starea aia, poate nu o să te mai simți singur, poate se va întâmpla o minune. Nu s-a întâmplat gestionarea corectă a resurselor, dar și a emoțiilor tale. Hai să vedem care sunt și clarificările pentru aceste cărți. A, și faptul că ai acolo pajul de băte, asta înseamnă să privești cu încredere spre viitor, asta înseamnă să te bucuri, dar te bucuri sub o altă formă de data asta. Ești încrezător, participi și da, chiar te uiți, chiar te uiți așa în sus, uite cum se uită copilul ăsta și spui ok, pot să fac altceva, pot să creez altceva, nu-i nu bai, adică o să mă descurc. Voi vedea eu cum o să fac până la urmă. <laughs> Da, Berbecul a crezut foarte mult în prietenii lui. Deci dacă te-a dezamăgit ceva anul ăsta foarte puternic, au fost exact prietenii, oamenii pe care de fapt tu ai crezut că sunt prieteni. Și uite că o să-ți spun faptul că avem această clarificare aici. Avem 3 de cupe și 7 de cupe. Ambele cărți de cupe. Cercul de prieteni, distracțiile, um, momentele frumoase, da, într-adevăr, dar faptul că ai șapte de cupe peste asta înseamnă amăgirea. Exact ce spuneam, băi, cât am putut eu să trag și cât am putut să mă amăgesc cu privire la toate conjuncturile astea și la toate relațiile astea pe care le-am avut. Mi se pare incredibil că astăzi nu... Astăzi realizez că de fapt nici n-a fost vorba despre prietenie, a fost vorba doar despre interes acolo. Asta cred că este cea mai mare dezamăgire pentru tine. Banii, Clarificarea pentru pajul de băte ai asul de monede, o carte foarte bună și asta înseamnă o șansă. O șansă la ceva mai bun pentru tine, dragul meu, Berbec. Asta înseamnă bani care vin. Asta înseamnă poate chiar și o strategie nouă pe care ți-o faci. Poate semna pentru unii dintre voi antreprenoriat. Pentru că Asul de Monede este cartea banilor și a independenței financiare. Adică asta înseamnă că e posibil ca unii dintre voi să vă faceți ceva al vostru. Să puneți bazele unei afaceri. Și asta nu înseamnă neapărat că în luna octombrie trebuie să se întâmple, da? Avem apoi ca și clarificare pentru șapte de monede moartea. Gata, s-a terminat. Ia uite, m-am uitat acum la 11.11. 11. Deci, mesaj divin pentru tine. Moartea peste șapte de monede. S-a terminat cu bunătatea. S-a terminat cu datul banilor în stânga și în dreapta. S-a terminat cu datoriile, adică să stau să cer de colo, de colo și de colo, nu știu, o să văd cum fac, dar este clar, dragul meu, bebe, că se schimbă mult din rădăcină aici. Faptul că ai moarte, asta înseamnă că tu termin cu un anumit tip de comportament. Punct. Deci dacă până acum ai fost genul de persoană care s-a împrumutat tot timpul de la ceilalți ca să trăiască, nu se va mai întâmpla asta. Dacă ai fost cel care a dat întotdeauna celorlalți, nu se va mai întâmpla asta. Pentru că, repet, încep cumva să realizezi, să vezi că nu te-a ajutat nici pe tine și nu i ai ajutat nici pe ceilalți. O lună interesantă, dragul meu, Berbec. Îți doresc foarte mult succes și, bineînțeles, liniște în viața ta, astfel încât să poți să dezvolți ceea ce tu îți dorești și ceea ce tu ai cu adevărat nevoie. Acestea au fost mesajele mele pentru voi. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați fost alături și sper ca toate aceste mesaje să vă ajute, dragii mei. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și să aveți o toamnă minunată. La revedere!